Stați da un pic, că eu nu înțeleg până la urmă, totuși, dacă te dai responsabil, dacă zici, domnule, avem mari întrebări legate de sursa banilor, de unde facem, ce facem, fără să dezechilibrăm bugetul, fără să-i taxăm pe întreprinzători și așa mai departe, de ce totuși votezi? eu, eu n-am înțeles asta până la urmă, jocul ăsta al lui, al lui Ciucă și al PNL-ului. Teatru ieftin. Domnul Ciolacu îi ia pe cei de la PNL mai eficient decât campaniile asta de Black Friday la Black Friday scade prețul sau de pe zi pe alta. La domnul Ciolacu cu cei de la PNL îi face în fața României de râs când leadership-ul PNL spune că noi nu vom vota așa ceva. Singurul câștig de joia sau de vinerea trecută al PNL-ului a fost că domnul Ciolacu a luat avionul următor, că n-a mai ajuns la ora 4 pentru că s-au prefăcut ei acolo că sunt importanți. Niciuna dintre aceste nenorociri care s-au întâmpl întâmplat în România în ultimul an, de la creșterile de taxe în cascadă, la încajarea răspunderii, la guvernarea asta din pix prin fondul aflat la dispoziția primului ministru, nu prin rectificare bugetară, nu l-ar fi putut face cei de la PSD dacă PNL-ul nu încuvința. Nu există bani pentru aceste pensii. Asta spune toată lumea. Ministrul Muncii venit în Parlament a spus cu subiect și predicat că nu a identificat sursele de finanțare. Dincolo de lipsa banilor, o chestiune de logistică. Au angajat o și ceva de oameni la nivel național pentru a digitaliza, pentru a scana o parte din dosarele de pensii și sunt pe la 70 ceva la sută. Cum cred ei că îi crede cineva că vor avea capacitatea administrativă ca 5 milioane de dosare să fie recalculate în câteva luni de zile? Nu se poate treaba asta. Domnul Ciolacu știe să guverneze prin a crea iluzii și folosește pe cei de la Partidul Național Liberal să-i decizia fără ca ei politici să colecteze absolut nimic. Zero din...